toți invitații noștri sunt actori. Ce frumos! Da, este minunat. Eu întotdeauna mă simt confortabil alături de ei. Hai, spune-mi, da? Cine e prima echipă? Hai să spun. Hai, adu-i repede aici. Prima echipă, azi la noi, șef de vedete, este formată din Daniela Nane și Axel Mustaș. Bine ai venit, Daniela! Să rămână, bine te-am găsit și eu. Bine ai venit. Și a doua echipă de azi de la șef de vedete, Aida, fii atentă. Să vedem. Ada Galeș și Geo Constantinescu. Bine ați venit, să rămână, da. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Și vă mulțumesc în nume propriu, pentru că mă simt atât de bine să fiu înconjurat de actori, de prietenii mei și de... Cine știe, n-am jucat până acum împreună, dar nu se știe niciodată. Nu sunt chiar atât de bătrâni încât să nu mai prindem. Să jucăm împreună. Da, nu știi niciodată. Dragii mei, hai să mergem la posturile de luptă, de bătaie, pentru că... Bancurile de lucru, cum adică bătaie aici? Nu se bate nimeni. Ei au dezertat, Aida, dacă mă lași să termina, ei au dezertat de pe platoul de filmare. Aoleu! Da, și nu zic că asta întâmplător, dar poate vorbim despre lucrurile astea mai târziu. Deci, frișca și ciocolata o amestecăm bine, o topim. A luat-o de la început? Până ajungem. După care o scoatem și batem cu mixerul până când se întărește, vreo 10 minute. Da. Eu zic să o luăm pe etape. Deocamdată facem glacul. Da, asta ți-am zis. Okay, nu mai lăsa să mănânc bomboana aia și îmi scade glicemia, te rog. Ești bărbat? Am înțeles primele etape, restul rețetei o găsim pe Facebook. Hai să vedem ce facem cu echipa 2. De fapt faceți un fel de risotto. Dessert, da, din Finlanda. Nu e dulce, dar nu e nici sărat. E așa un fel de plăcintă. Nu degeaba am spus de dezertarea de mai devreme. Am adus acest cuvânt în discuție. Nu degeaba la TVR. Pentru că ați filmat, dar cel mai bine spuneți voi. Da, dar cel mai bine spunem noi, Daniela? Spunem pe rând. E vorba despre un film la care vă invităm, care va avea premiera pe 23 decembrie de la ora 5:10 după amiază la TVR1. Adică duminica asta. Adică duminică, exact duminică, și va fi un film în care vom juca toți cei patru invitați, inclusiv Andrei Ciopec, care nu e de față, Liviu Pintileasa. E un teleplay în regia lui Silviu Jicman și se numește Dezertorul, după un text foarte bun al lui Mihail Sorbul. Care a avut premiera fix acum 100 de ani, așadar cu centenarul se încadrează. E un text dificil. E un text foarte bun, e un text dificil în măsura în care e datat sfârșit de primul război mondial. Este și motivul pentru care a spus că e dificil, pentru că literatura din perioada respectivă e greu să o aduci acum în 2018 și să ții pe oameni cu aceeași răbdare în fața poveștii, dar... E textul atât de bine scris și atât de amuzant, pentru că... Vreau să știu cine joacă neamțul. Păi cine putea să joace neamțul? Eu joc neamțul comic și Liviu joacă neamțul dramatic, adică ne-am împărțit nemții, ca să zic așa. Te-am întrerup, Daniela, continuă povestea. Vreau să spun că e un text foarte bun. Poți să dau drumul ăsta pentru tine, vrem să face gălăgie mai încolo. Dacă vrei să ne bată pe toți, Daniela. Când vorbesc ei, dăm drumul, așa. E un text foarte bun, rolurile sunt foarte bine scrise, fiecare dintre roluri are transformarea pe care o iubește orice actor, că doar știi despre ce vorbim. Rolul meu, de exemplu, pleacă de la o parte amuzantă, e o belalie, cum e descrisă, deci e foarte greu de mulțumit, tot timpul amețită, foarte greu de mulțumit, foarte încântată să afle ce mai e nou prin târg, deși sunt invadați de prusaci, de armata prusacă, Bucureștiul e invadat în sfârșit de an 1916, dar această doamnă, Casiope, așa? La asta mă gândeam și eu, dar nu știam cum să nu trec prin fața. Nu, scuză-ne, Daniela, dar stăteam, vedeam că Axel să stă și se uită la noi și nu face nimic, trebuie să-l pune la muncă. Și ajunge până la final la dramă. Ajunge la dramă, la lacrimă, în ochi, e o scenă în care Liviu Pintileasa, ca ofițer neamț, îi cere... mamei fete jucate de Ada Galeș, lucruri pe care nu le poate primi, adică, mă rog, nu poate primi acceptul mamei pentru ce cere el. Și atunci Daniela, știi că se ajunge la... profesor spunea întotdeauna, pune actorul să-i explice că nu o să se mai oprească, nu o să... Hai să și vedem imagini, nu degeaba spun asta, avem imagini. Un teaser. Silvestru! Nu se poate!
Împușcă, mă, dar mi s-au tăiat picioarele și nu mai pot urmi. Te împușcă. Cum nu am azi... Ne, Silvestre! Unde-i mata? Mie mi-ar fi plăcut să fie aici și domnul Silvestru Trandafir. Silvestre! A venit un Silvestru, maică! Și ce regiment? 46. Păi de tine la o parte, ca să am pe unde să ies. Pe ușa ies oamenii cum se cade și nu borfașii. Devi stai în bop? Ai grosă, bă! Mama! Silvestre! Mama, trezește-te! Închide fereastră. Chitara! Mie îmi spui, domnișoară? Pentru mine ai rămas aceeași. La dumneavoastră se află ascuns un dezertor român. Sunt aici să pun condiții și să ordon. O doresc pe doamna Aretia Trandafir. Dumneata, domnule Șval, de crezi în Dumnezeu? Dumnezeu doarme de mult. Silvestre! O să mă duc ăștia în fața judecătorilor, te pomenești chiar în fața lui Machin, deci când o să le trai uite o grijanie din aia de-a noastră, de o să rămână șoacă-ți cu gurile căscate, ca-ți bade ei ca da peste un român să dea. Mai fie, a fost dat să bem. Arete. Dragii mei, trebuie să mărturisesc că mi-a plăcut foarte tare ce am văzut. Imaginile sunt foarte interesante, dar abia aștept să văd și transmisia pe televizor. Îmi spuneți puțin de filmări, cum au fost filmările, Ada, poate îmi spui tu, că am văzut acolo și exterioare și... Eu exterioare n-am prins, am stat în căsuță... În căsuță o săptămână. A fost o locație, nu a fost decor. Nu, ceea ce a fost de o notă de veridicitate foarte mișto întregului proiect. Filmările au fost, am întâlnit niște oameni, niște profesioniști absolut desăvârșiți, niște oameni de o modestie incredibilă. Și toată lumea interesată, oameni care ne aduceau mâncare de acasă, pentru că na, bugetul e mic și din păcate nu se sponsorizează destul genul ăsta de proiecte, zic eu, educative pentru lumea care se uită la televizor. Și au fost minunați, minunați și tot timpul acolo și tot timpul atenți și comparabil cu orice altă filmare la care am participat. Extraordinar. Da. Ar trebui să se facă mult mai mult în zona asta televiziunea română. Poate din greșeală se mai uită cineva. Una dintre experiențele mele cele mai fericite la TVR a fost Năpasta, o piesă regizată de Mihai Manonescu acum cred că vreo 5-6 ani a fost. Nici nu vă puteți imagina în condițiile în care eram cunoscut. Da. Câți oameni pe stradă îmi spuneau de piesa respectivă. Doamne, ce bine. Nu m-aș fi așteptat să o vadă atâta. Au văzut-o foarte mulți oameni și a ieșit chiar reușit. Cu Vlad Ivanov, cu Medea Marinescu, cu Tudor Gheorghe Raion. Chiar a fost o experiență minunată pentru mine. Și ar trebui în TVR să se facă mai mult pentru asta. Da, pentru că dacă ar fi, de exemplu, una pe lună sau una pe săptămână și noi și producții cu oameni noi și ar fi promovate bine, cred că așa ar atrage ușor, ușor și public. Da, apropo de asta, spuneai că ai găsit oameni foarte dedicați și foarte talentați și foarte pasionați. A fost într-adevăr o mare diferență între teatru, știu, experiența ta din teatru, experiența ta din film, experiența asta, pentru că e totuși televiziune, e un pic altfel. Nu tragi duble pe peliculă, nu setezi lumina la fel de complicat ca pe peliculă, știu eu. A fost un larit? Da, mai mult sau mai puțin, că totuși la digital lumea are foarte mare grijă și nu vrea să pierdă timp și să nu facă overtime și așa mai departe. Dar față de teatru, e evident că e diferit, că e joar. Perioada de repetiții, cât ați repetat? O săptămână, cam așa, cam o săptămână am repetat. Adică cea mai des întrebare care mi se pune, ce îți place mai mult? Teatru sau film? Da, sunt diferite, dar sunt același lucru. Da. Că vorbim de același adevăr. Da. Da, uite, uneori la teatru îți permiți în repetiții să descoperi mai multe lucruri. Da. Ori la televiziune sau la film, lucrurile se desfășoară mai rapid și atunci trebuie să mergi foarte, să te arunci. Da, mă, că aici a fost foarte frumos, că energia de lucru a fost fix ca în teatru și am avut timp să ne jucăm și să descoperim tot felul de... Să sap acolo. Lumea nu era deloc în ritmul de film și treaba asta la mijloc de drum între teatru și cinematografie chiar a fost foarte... Tu ești și actor și manager. Și manager, da, la Teatrul de Artă București. Da,
cum te-a ajutat faptul că ești actor? Meseria, nu pot să-i spun meseria, nu știu cum să-i spun. Păi manager sunt așa, organizator. Organizator, da, e un nume bun. Nu știu cât m-a ajutat. Eu mă gândeam înainte să... Nu mă văd manager. Am gândit să spun întrebarea asta pentru că, na, venind din postura actorului, pe învârș și eu să mă facă mă ceva, că tot mă duc lângă gel. Trebuie să... adică știind nevoile actorilor, știind nevoile uneori, eu ca actor știu și nevoile echipei uneori. Na, intru în vorbă cu ei, aflu tehnicienilor, oamenilor din spatele camerei sau din spatele cortinei. Da, clar, m-a ajutat din punctul ăsta de vedere, cu siguranță oamenii comunică cu mine și actorii și tehnicienii altfel, pentru că eu nu am școală de management și sunt actor, lucrul ăsta se vede și în modul în care fac treaba asta de management. Și da, cu siguranță m-a ajutat strict pe partea de relaționare. În rest, din păcate, cred că e un handicap pentru mine că sunt, că n-am niciun studiu de management. Știi că iar am avut idee. Ți-a mai venit o idee. Și că sunt un pic prea poem pentru... Învață destul de ușor, sunt obișnuit să înveți, au chestia asta cumva în sânge. Face parte din meseria noastră. Păi am, deja 6 ani de când, fără școală, fac management la teatru de artă și te înveți încet, încet cu toate. Ce mâncați voi la filmări? Cum reușim? Și ce mâncăm? Da, cum reușiți să aveți energie și ce mâncați? Adică ce vă dă energie? Covrigei și cafea. Covrigei! Nu cred! La tipul ăsta de filmări unde bugetul e foarte mic și unde nu avem catering, mănâncă fiecare ce se nimerește. Adică iau jumări uneori din decor. Adică dacă da, sau jumările din decor. Uite că tot e Crăciun, nu putem să... Problema e să nu tragi multe duble. Da, după ce am filmat, au mâncat jumările cu ceapă din decor. Dar trebuie să mâncăm toți, pentru că am mirosit acea ceapă toți. Nu cred! Deci după ce s-a filmat, au mâncat jumările. Și în ultima zi, producția a venit cu lucruri făcute în casă, cu cera... Am făcut așa masa comună, am înțeles împreună. Da, ce putem să facem să atragem mai mulți sponsori în această ramură a cinematografiei, să zic așa? Credeam ca mâncarea. Nu, mâncarea este foarte sport. Pentru trebuie ar fi foarte simplu, pentru că se poate face plasare de produse. Și eu cred că în loc să plătească o reclamă care să fie dată, se poate face plasare de produse și să se facă promovare produselor. Păi și acum s-a plasat produsul Daniela Nanea. Ia spuneți-mi voi, cum petreceți Crăciunul? Axel! Eu... Adică tu tot Daniela, acum? Bun, eu îmi petrec în fiecare an, în ultimii ani, Crăciunul cu 5 femei. Sunt femeile din viața mea cu care și locuiesc. Este vorba de soție, de mama mea și de 3 fetițe, 2 sunt gemene. Să trăiască, ce frumos! Mulțumesc! Bun, deci, Crăciunul de obicei la noi e așa. Ne-ai zis cu fetele? Da. Deci fetele mele, eu cu mama și cu cele 3 fete, apoi vine fratele meu din Germania cu cei 5 copii ai lui. Poți să vin și eu cu cei 3 ai mei? Vine sora mea cu cele 3 fete și celălalt frate cu încă 2 fete. 6 fete, stai puțin, 6 fete, 8 fete, deja 8 fete și cei din Germania... Am făcut numai fete. Fratele meu din Germania a făcut 3 băieți și 2 fete. Deci, stai puțin, sunt 8, 10 fete și 3 băieți. Da. Cuprinși între vârste de... Asta voiam să întreb. De la cât la cât? Cam care e cel mai vârstă? Cel mai mic are un an și ceva. A, e clar. Și cea mai mare 20 deja nu mai e copii. Atunci părinții o să stea relaxați și copiii, de fapt, se vor crește singuri, se vor distra singuri, cum se întâmplă că sunt mai mulți. Mai ales că eu am și gemeni, deci... Asta familie frumoasă, știi? Da. A, da. Da. Ce te-a terminat, draga mea, să te apuci de actorie? Că nu e meseria cea mai simplă din lume. Nu e, și acum și îți dai seama. Și să nu că asta visai când erai mică, că nu. Nu, îți dai seama. Deci asta cu burtă la mama, da, că băia să facă actorie. Și mă visam prințesă pe scenă. Nu, cred că răspunsul pe care l-am găsit anul ăsta și cred că e unul dintre cele mai adevărate răspunsuri la care am ajuns, cred că am avut nevoie să fiu și să primesc mai multă atenție și să fiu iubită mai tare. Și atunci, cred că, instinctiv, inconștientul meu s-a dus spre o meserie care îmi satisfăcea nevoile astea. Și la concluzia asta când ai ajuns? Anul ăsta, după... Poți să spun ceva? Și de ce ai ajuns la concluzia asta? Pentru că meseria asta, de obicei, o face ca să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine.
Mi-a plăcut foarte mult că vedeam că pot să schimb starea oamenilor în momentul în care nu eram eu. Adică înțelegeam deja diferența între, cu ghilimele, personaj, că mi-asumam masca personajului, masca personajului și vedeam că oamenii râd sau că pur și simplu le captam atenția și lucrul ăsta m-a dus până când în clasa a noua m-am dus la Școala Populară de Arte și din momentul în care am intrat pe ușa aia știam clar că aia o să fac. Serios? Da. Mi se pare că am de vreme, nu știu. Da, în clasa nouă am zis, oricum de aceea nu eram în stare. Am zis, zic, ori asta, ori altă. Daniela, la tine lucrurile pot părea mai simple, pentru că ai câștigat concursul ăla de Miss România, nu? Miss Univers, scuză-mă. Miss Univers, să știi că multă lume are să... Asta vreau să spun, scuză-mă că nu te las să termin, pot părea mai simple lucrurile, dar nu sunt, spune tu. Multă lume are senzația că eu m-am făcut actriță pentru că am câștigat concursul de Miss și eram frumoasă și atunci da, foarte frumos s-a făcut actriță că era frumoasă. Nu, eu am vrut să fiu actriță de când eram copil. Cred că nici nu știu ce însemna cuvântul actriță când eu spuneam că eu am să fiu actriță. Nu știu de unde mi-a venit, pentru că părinții mei nu sunt în domeniu. Am o carte cu poezii de Nina Casian pe care le știam pe de rost și le recitam pe la 3-4 ani în fața prietenilor mamei. Da. Și pe spatele acelei cărți, pe ultima filă, scrie Dănuca, cea frumoasă și talentată, îi doresc să ajungă actriță așa cum își dorește ea. Deci eu la 3 ani spuneam că vreau să fiu actriță, nu știu de unde mi-a venit chestia asta. Avem dovada. Da, am crescut cu lucrul ăsta și lucrurile s-au legat pur și simplu. Am picat în primul an, apropo de Miss, am picat în primul an la facultate pentru că eram foarte timidă. Veneam din Iași, într-un mediu protejat, singură la părinți. Eram Admiterea la tine a fost în 90, 91. Primul an după Revoluție. Dragii mei, și... Stai să termin, că terminăm și emisiunea, nu-i așa? Aida, uite, se vede expresia pe o figură aici. Spune, gata. Vreau să aflu. Zic, suntem în aceeași echipă, spune. Spun repede. Bun, și am făcut facultatea, m-am dus la Miss pentru că eram foarte timidă și am picat în primul an și profesorul meu cu care mă pregăteam, Petre Gheorghiu, mi-a spus, l-am întrebat să fac lucrul ăsta, eu vedeam când eram copil, Miss Rusia, pe TVR Rusia. Și era în fiecare an un concurs din ăsta absolut magnific. Am câștigat concursul, nu mă așteptam, a trebuit să mă duc la Miss Univers așa, după care am dat la actorie și am intrat.